Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ne revedem la miezul problemei, sunt Elena Oprea. În seara aceasta discutăm despre o problemă despre care tot vorbim de vreo 10 ani cel puțin încoace. A fost nevoie de o anchetă jurnalistică amplă ca să poată să iasă mizeria din sistemul de sănătate și mânăriile care se fac în interiorul acestui sistem. Nu este un termen academic, știu asta. Dar, realmente, dacă vorbim academic, se pare că cei care trebuie să ne audă, nu ne aud, nu ne ascultă. Se fac că sunt surzi sau poate chiar realmente sunt surzi și ar trebui să apeleze la sistemul de sănătate pentru a se vindeca. Până una alta, încercăm să vorbim despre această problemă. Substanțele biocide sunt o făcătură, sunt apă cu săpun. Ce sunt aceste substanțe biocide? Sunt acele substanțe dezinfectante care se folosesc în general pentru sălile de operație, pentru instrumentarul folosit de medici în timpul operației și, de ce nu, și în ultimul rând, pentru medicii care se spală cu aceste soluții dezinfectante pe mâini înainte de a intra în sala de operație. Gazeta a fost pornită de jurnaliștii de la Gazeta Sporturilor și trebuie să-i menționez pentru că, într-adevăr, este o anchetă jurnalistică extraordinar de bine documentată cu părerile tuturor celor implicați, implicate și comentate în această anchetă. Vorbim de Mirela Neac, Răzvan Luțac, Alex Nicodim și, bineînțeles, Cătălin Tolontan. Noi în platou aici vom vorbi despre această anchetă și vom atinge și problemele din sistemul de sănătate, vorbind pe aceste teme cu domnul Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților. Bună seara, bună domnule seara. Barbu, bine ați venit. Cu domnul Sorin Paveliu, consultant în politici de sănătate publică din cadrul Societății Academice Române. Bună seara, domnule bună Paveliu. Seara, și bineînțeles cu domnul profesor universitar, dr. Mircea Coșa. Bună seara, domnule Coșa. Bună seara. Avem o anchetă jurnalistică, domnule Coșa. O să intrăm în direct prin telefon și cu Mirela Neac, una dintre sau unul dintre jurnaliștii semnatari ai acestei anchete. Avem o anchetă care a scos la lumină ceea ce lumea bănuia de mult și ceea ce sistemul știa, dar n-a vrut niciodată să vorbească despre acest lucru. Putregaiul din sănătate. Pentru că despre asta vorbim, sau boala din sănătate, ca să rămânem pe domeniu. Da, e o perioadă în care aflăm foarte multe lucruri și mă gândesc cu bucurie că încă mai trăim în România, că n-am murit toți. Dar să știți că sunt oameni care mor. Nu, mă gândesc la națiunea asta. Pentru că am aflat în ultimile săptămâni sau în ultimile luni că apa pe care o bem e infectată. Din magazine cumpărăm numai otrăvuri, mai vorbesc de E. coli cu brânza, asta e un lucru care a făcut atâta vâlvă în media. Acum aflăm un lucru pe care dumneavoastră spuneți că îl știați. Îl bănuiam cu toți, poate, exact. Dar nu în asemenea hal, ca să zic pe românește. De ce? Pentru că nu e vorba aici despre o substanță care nu este ceea ce trebuie să fie. E vorba despre un sistem întreg care a profitat. Eu merg întotdeauna în direcția asta a meseriei pe care o am și economic mă gândesc că aici a existat un interes material foarte mare. Întrebarea mea este dacă aceste substanțe care am aflat din presă și încă o dată și eu o să felicit ancheta asta care este extrem de bine făcută, am aflat din presă deci că era o diluție de aproape 10 ori. De 10 ori mai mică decât da. Normalul. Întrebarea este dacă se achiziționa la preț de o concentrare corectă. Poate să vă răspundă Mirela Neac la... Da, nu, eu pun doar întrebările, pentru da. Că înseamnă că pe parcursul acestei perioade, care depășește 10 ani probabil, a fost o scurgere de fonduri extraordinar de mare, care nu are numai implicații economice, dar și umane, pentru că probabil au murit foarte mulți oameni datorită condițiilor astea. Da, sigur, sunt întrebări care ne le punem toți, poate că cei care s-au ocupat de anchetă poate să ne dea elemente mai multe, dar eu pot să vă spun că este înspăimântător. Adică mă gândesc cu groază că trebuie să mă duc
la un consult și la un tratament stomatologic, mă gândesc ce o să se întâmple acolo. Poate că nu sunt bine sterilizate, poate că nu sunt bine dezinfectate instrumentele sau chiar scaunul pe care stai sau podeaua nu e bine spălată într-un mediu în care ar trebui să fie cât se poate de bine totul aranjat ca să nu existe contaminare. Eu aș mai ridica o problemă. De ce în România trebuie să se întâmple anumite lucruri și vedem tragedia de la colectiv pentru că practic de acolo a bubuit toată această problemă și jurnaliștii Gazetei Sporturilor, felicitări încă o dată colegilor noștri pentru ancheta pe care au făcut-o, au insistat după tragedia de la colectiv să facă această anchetă. O avem la telefon pe jurnalista Mirela Neac de la Gazeta Sporturilor. Bună seara, doamna Neac! Bună seara! Felicitări pentru tot ceea ce ați făcut și pentru colegii dumneavoastră, vă rog să le transmite Răzvan Luțac, Cătălin Tolontan și Alex Nicodim. Cât v-a luat, doamna Neac, ca să faceți această anchetă? Pe care n-ați finalizat-o, dar veți merge în continuare cu episoade, am înțeles. În decembrie, după ce am publicat articolul acela, mărturia unui medic de la Spitalul de Arș în care susținea că victimele de la colectiv au scăpat din bomba de la club și au nimerit în bomba din spitale. Și deci de la începutul lui decembrie, practic cea mai mare perioadă de timp ne-a luat să căutăm, să găsim laboratorul care să ne facă această analiză de compoziție. Este uluitor în condițiile în care ministerul, doamna Neac, nu are laboratoare acreditate și verifică doar hârtii care se referă la concentrația acestor substanțe biocide. Și noi am ajuns la acest adevăr crunt. Efectiv, nu ne venea să credem. Când am aflat prima oară că există dezinfectante cu concentrație cu substanțe active diluate, doar ne-am refuzat să credem că este posibil așa ceva, tocmai fiindcă ne gândeam că autoritățile statului verifică ceea ce se folosește în spitale. Și căutând noi la rândul nostru un laborator prin care să facem aceste verificări, am constatat că în România, într-adevăr, nu există un laborator acreditat care să facă aceste analize. Deci am realizat atunci că, într-adevăr, statul nu face, fiindcă nici măcar laborator nu are. M-ați înțeles? Eu am înțeles foarte bine ideea asta. Plecând de la un adevăr pe care am refuzat să-l credem, am ajuns la un alt adevăr și mai sinistru, prin care am constatat că statul practic nu verifică produse ce sunt folosite în spitale, în locurile cele mai importante. Doamna Neac, eu am o întrebare pe care dumneavoastră nu ați... n-a reieșit răspunsul la întrebarea mea din ancheta pe care am citit-o. Credeți că toate aceste lucruri care se petrec de ani de zile și vedem cifra de afaceri a acestei firme despre care ați vorbit în anchetă este uluitoare? Credeți că s-a făcut... Încet a pus monopolul pe spitalele din România. Exact. Vorbim de 350 de spitale, deși patronul societății farmaceutice vorbește de doar 200. Deci 350 de spitale din 40 de județe și 2000 de săli de operație. Deci, practic, am putea să-l numim monopol simplu. Întrebarea care, pe care o am, fără să vreau mă duce cu gândul la chestia asta, s-a făcut cu bună știința Ministerului Sănătății, indiferent de cine a fost condus? Și cei din Ministerul Sănătății credeți că și-au luat tainul de la societatea farmaceutică sau pur și simplu a fost ignoranță și incompetență crasă? Trăind în România de astăzi, nu, mi-e greu să cred, deși probabil că ar fi varianta cea mai dorită, să cred că este vorba doar de neglijență, de neștiință, de neștiință. Fiindcă aceste produse, eu am stat să mă întreb că sunt atâția medici care se află în conducerea multor instituții și autorități de control, inspecția sanitară de stat, inspecție
de sănătate publică, manageri de spitale. Deci văzând ani de zile că avem spitale în care, practic, nu mi-e frică să pronunț colcă de bacterii nosocomiale, nu spui tu, medic, odată întrebarea, domnilor, ce se întâmplă? Cu ce curățăm de aceste infecții, aceste bacterii nu dispar din sălile de operații? M-ați înțeles? Da, bineînțeles că... Deci această firmă nu se putea extinde și să pună mâna să, până la statutul de monopol fără un ajutor din partea... Fără un sprijin. Exact. Începem aici de la inspecția sanitară, de la Comisia de Avizare Biocide și până la manager de spital. Da. Doamna Neac, vă mulțumesc mult pentru intervenție și vă lansez... Stați puțin, că vreau să vă pregătesc pentru interlocutorul, că era, se întreba dacă mâine merge la cabinetul stomatologic, dacă nu cumva se pune în pericol. Domnul Mircea Coșa, da. Am constatat că în cabinetele private nu găsim aceste produse și știți de ce? Și sunt preferate cele produse în afară, în Germania, în Franța. Știți de ce? Fiindcă cele produse în Franța și în Germania sunt mai ieftine și de 3 ori decât cele ale Ex-Farma. Incredibil. Doamna Neac, vă mulțumesc mult pentru intervenție și vă lansez invitația oficială în platoul Miezul Problemei pentru a discuta în amănunt despre această anchetă. Sper să o onorați, pentru că sunt foarte mulți români care ne ascultă, aproximativ 500.000, și cred ca jurnaliști că avem datoria să le spunem la ce riscuri se supun atunci când optează să ajungă într-un spital, dar mai ales când sunt nevoiți să ajungă într-un spital. Aștept cu cea mai mare plăcere. Vă mulțumesc, doamna Neac, pentru intervenția dumneavoastră în direct. Mai erau multe de spus, domnilor, și multe de discutat cu doamna Mirela Neac. Bun, acum aș vrea să vedem două declarații de ale ministrului Sănătății Kadariu Akhimash. Una făcută pe 25 aprilie, în urmă cu 3 zile. Este uimitor de sinceră. Sunt sincer, nu știam că nimeni din statul român nu verifică prin analize de laborator dezinfectanții din spitale. Tocmai de aceea e important ca ministerul lansează mâine programul împotriva infecțiilor nosocomiale. De undeva trebuie început. Astăzi, același ministru spune: odată cu apariția în spațiul mediatic a problemelor legate de situația biocidelor, Ministrul Sănătății a dispus Corpului de Control demararea unor controle mixte împreună cu Inspecția Sanitară de Stat și Serviciile de Control în Sănătate Publică din cadrul Direcțiilor de Sănătate Publică. Precizăm faptul că aceste controle se vor derula în strânsă legătură cu ancheta penală aflată pe rolul parchetului general, precizează un comunicat al Ministrului Sănătății. Domnule Paveliu, faceți parte din acest mediu, sunteți strâns legat cu acest mediu. Cum vedeți dumneavoastră toată această problemă? O să încerc să fac mai multe comentarii legate de ceea ce a spus dumneavoastră. În primul rând, biocidele sunt importante. Ba, spunem că principala armă de luptă împotriva infecțiilor din spitale sau nosocomiale le reprezintă aceste substanțe biocide, dezinfectanți, în sfârșit și altele substanțe asemănătoare care trebuie folosite din plin. Al doilea comentariu este că a zice că România cheltuie foarte puțin bani pe aceste substanțe biocide, deci aceasta este chiar o problemă, în sensul că ar trebui să cumpărăm mult mai mult și ar trebui fiecare salon să fie dotat cu câte un dispensor de acesta de ca ăla de lichid, săpun lichid. Exact, la fel e regulă să fie în fiecare salon. Asistentele trebuie să se spere pe mâini cu astfel de substanțe pe lângă apă să pun și cu astfel de substanțe pe ce pun mâna pe fiecare pacient. Dacă să căutați un pic pe YouTube, de exemplu, și o să căutați AKH, o să găsiți foarte repede un fel de mic filmuleț de prezentare în care este arătată o asistentă care spune negru pe alb că în spitalul cu pricina se spală într-o tură de 100 de ori. De 100 de ori pe mâini. Pe mâini. Dar cu substanță reală, cu o concentrație reală, normală. Bun.
Acum, ca să revenim la problema biocidelor de la această firmă. Până una alta, hoțul de prins este negustor cinstit. Mi-a părut rău de intervenția ministrului de la televizor de luni, pentru că exact în clipa aceea n-ar fi trebuit să știe că nu știe ce a auzit. În clipa în care a auzit, ar fi trebuit domnia sa să ordone să fie confiscate toate substanțele biocide sau monstre măcar. Am o întrebare care vine în întâmpinarea ceea ce spuneți dumneavoastră. Au murit atâția oameni într-o tragedie greu de descris în cuvinte. Am fost cu toții martori la această tragedie. Au trecut 6 luni de atunci. O principală cauză s-a constatat că a fost infecția cu aceste microorganisme din spitale. Nu pot să fiu de acord cu calea spre care, în sfârșit, aveți o proiecție care eu o consider un pic eronată. Nu am eu, o au. Am înțeles, este o proiecție publică. Pacienții care suferă arsuri de mari dimensiuni, mai mari de 30-40% din organism, ei își pierd bariera de apărare, pielea, și toți, dar absolut toți, fac infecții. Există situații rarisime în care poți să bagi acești pacienți în spații care să fie complet sterile și să nu vină în contact cu persoane din afară care să aducă bacterii, dar ei n-au capacitatea de a se apăra și atunci, practic, orice germen ajunge pe pielea lor declanșează o infecție și jumătate din acești pacienți care fac infecții mor, care fac arsuri întinse, mor prin infecții. Problema care a fost? Două aspecte au fost negative aici, evidențiate de această situație nefericită. Prima a fost că noi am ascuns infecțiile, adică am luat pacienții din stradă și i-am dus în secție de terapie intensivă, care nu erau sterile. Ba mai mult, care aveau infecții intraspitalicești ascunse. Da, asta era o măsură care nu aveam de ales. Haideți să ne imaginăm că știam chestia asta, puteam să-i ducem în altă parte, au făcut foarte corect, au procedat corect. Asta este situația. Problema este că au ascuns în continuare că au infecții, iar în clipa în care pacienții au fost trimiși în străinătate, spitalele care au primit pacienții n-au avut decât o singură... A fost o chestie de bun simț să scoată la iveală toate infecțiile pe care acest au văzut și toți germenii pe care acest pacienți le aveau, în primul rând ca să nu fie acuzați ei. În al doilea rând să atragă atenția că ei reprezintă un focar de infecție pentru spitalul în care se află și au fost uimiți nu atât de faptul că erau infectați, ci de multitudinea bacteriilor care proveneau dintr-un singur spital. Adică era un pacient care venise implicit dintr-un singur spital și care avea câte 5, 6, 7 germeni care, în mod normal, poate că n-ar fi trebuit să existe. Și asta a scos și a șocat pe toată lumea. Al doilea lucru care poate a fost traumatizant în această developare a infecțiilor din spitale e că managerii de spitale s-au apărat și au refuzat să dea foile de observație. Și există niște conflicte între unii părinți ai unor copii tineri care au murit, care au cerut foile și au fost refuzați și evident că au protestat vehement la rândul lor. Directorii de spital știu că vor fi dați în judecată. Părerea mea e că ei n-au nicio vină, cu excepția faptului că refuză să dea foaia. Dar nu au nicio vină, pentru că vina principală pentru ceea ce se întâmplă, să știți că este Ministerul Sănătății. Nu spun ministru Achimar, să nu fiu înțeles greșit, ci este vorba de atitudinea pe care o are Ministerul Sănătății în general față de acest subiect. Dar, dacă vreți, pot să dezvolt și să revin după... Trebuie să ne apropiem cu pași repezi de o primă pauză de publicitate, dar trebuie să dau două cifre. Anual, 3 milioane de adulți și 800 de mii de minori sunt internați în spitalele din România. Cum puteți să-i apărați, domnule Vasile Barbu, de nenorocirea din spitale? Doamne, dați o cifră mai șocantă. Nu 3 milioane de oameni internați. 300 de mii de pacienți fac infecții intraspitalicești nedeclarate. 300 de mii de pacienți pe an. Pe an. Sau dacă vreți, 30 de mii de pacienți pe lună. Bun. Sau dacă vreți, împărțiți la 30 și spuneți în fiecare zi 1000 de pacienți. Un clasament spune așa, pacienții din România ocupă primul loc în clasamentul celor care nu scapă de bacteriile căpătate în spitale cu nici un antibiotic cunoscut. Noi am încercat să-i apărăm. Era, mi-aduc aminte, ministrul sănătății, domnul Ceche, cu ani în urmă. Am atras atenția... Apropo că se cunoștea această problemă, sigur, dar nimeni n-a vorbit de ea. Sigur că da. A fost tratat ca ceva banal, ceva normal aproape.
Am atras atenția că există, au fost publicate niște statistici legate de raportările infecțiilor nozocomiale. Și am văzut în spitale județene care arătau groaznic, Vaslui, Slatina, Telorman, Călăraș, Constanța. Am văzut raportări, ce să vă spun, cifre de genul 40, 30, altele 70 pe an. În condițiile în care la Iași, la București, la Cluj, erau raportări de 1800-1900. Am spus, bun, acolo sunt mai multe spitale, dar totuși proporția era... Și atunci ne-a atras atenția acest aspect. Am discutat la minister legat de acest subiect și am spus, cauza principală este că managerii nu au și șefii de secție nu au interesul să declare infecțiile nozocomiale pentru că fac parte din indicatorii lor manageriali, indicatori de performanță managerială. Și atunci ascund. Mai mult, am atras atenția că nu există medici epidemiologi. Am atras atenția că nici direcțiile de sănătate publică nu aveau epidemiologi specializați pe epidemiologie. Erau este niște funcționari care... Da. Deci, de atunci, închipuiți-vă, sunt circa 8 ani. Am fost prin spitale. Noi monitorizăm de ani de zile spitalele. Primim sesizări de la pacienți, inclusiv de la familie ale pacienților decedați. Însă și soția mea a decedat în urma unei infecții nozocomiale. Evitabile. Deci, iată, preocuparea noastră e destul de veche. Știți care a fost răspunsul unor șefi de secție și a unor medici din spitale? Și îmi pare rău să o spun, sunt profesioniști, ei își făceau bine treaba pe patologia respectivă și pe activitatea medicală. În schimb, când le spuneam, aveți infecții nozocomiale, pentru că noi mergeam cu antibiogramele. Ce v-au spus că trebuie să luăm o pauză, trebuie neapărat. Antibiogramele spun foarte mult și noi am învățat, avem consilieri, medici, epidemiologi și medici infecționiști. Harta antibiogramelor se spunea perfect de la un pacient la altul, deci era foarte clar că acolo era sursa. Ne spuneau, avem infecții nozocomiale și în America. Și le spuneam, domnule doctor, avem, dar nu așa de multe. Și vă rog să mă credeți că acolo care sunt ținute, se fac eforturi pentru a fi ținute sub control, nu sunt neglijate. În plus de altă, acolo avocații stau la coadă și iau sute, milioane de euro despăgubiri de la spitale pentru fiecare caz apărut. Am revenit, doamnelor și domnilor, și trebuie să vă mai spun ceva. Ministrul Sănătății a mai declarat, printre altele, că problema cu infecțiile nozocomiale intră, potrivit legii, spune domnia sa, în responsabilitatea spitalelor. Eu vin și vă întreb pe de altă parte, domnule Sorin Paveliu. Spitalele astea sunt arondate fie Ministerului Sănătății, fie primăriei, cum adică sunt pe de o parte, pe de altă parte. De ce nu este în stare Ministerul să raporteze? Să ceară să se raporteze toată problematica asta. Nu e nevoie să ceară. Există un ordin de ministru, ordinul 916 pe 2006, care reglementează în profunzime cum trebuie să se comporte un spital în bătălia cu bacteriile acestea de spital. Îmi pare realmente rău că trebuie să, cum să spun, să-l contrazic pe domnul ministru. Nu este problema nici a autorităților locale și nici a spitalului. Este o problemă a Ministerului Sănătății. De ce? În primul rând că situația este creată de Ministerul Sănătății pentru că sancționează managerii și obligă ca atunci când își preiau mandatul să declare că își asumă că vor avea zero infecții intraspitalicești, ceea ce este o aberație. Odată ce a apucat să declare că va avea zero infecții spitalicești, în clipa în care apar infecții și le declară, conform legii ei pot fi demiși. Adică nu mai intră în... În al doilea rând, aceeași lege a sănătății prevede că spitalul răspunde material, iar managerul răspunde civil și penal dacă un pacient contractează o infecție intraspitalicească. Și în aceste condiții, evident, că managerul face toate presiunile pe tot personalul pentru a palma, inclusiv până a ascunde diagnosticul, în sensul că pune o bronhopneumonie făcută cu germene de spital, ca fiind o bronhopneumonie cu germene din afară. Pe de altă parte, îmi pare rău că Ministrul Sănătății, care este fost director de spital și foarte probabil că după ce își va termina mandatul, își va prelua funcția de director al Institutului Oncologic din Cluj, a fost informat
a cerut această anchetă în luna ianuarie, în care au fost controlate absolut toate spitalele. Ceea ce este interesant e că această informare, care n-au pus-o pe site decât acum 5 zile, nu face, deci controlul a fost pentru infecții nozocomiale, a venit o informare care nu face nicio trimitere la infecțiile nozocomiale. Ba mai mult, ministerul intervievat undeva pe scări a spus la un moment dat că sunt vreo 7 spitale din București la care s-au găsit infecții, dar a refuzat să spună care sunt spitalele. Stați un pic să înțelegem. Deci, controlul din ianuarie era pe infecții, pe infecții nozocomiale, dar în raportul... În informare nu apare absolut nimic despre infecții. Păi cum e posibil? Păi, de ce spun că ministerul poartă o vină importantă în chestia asta? De ce? Pentru că după acest raport, ministrul, în mod corect, a ordonat un alt control, imediat, la 10 zile, de data asta a făcut cu personal din alte județe, și de data aceasta a venit următorul răspuns pe care o să o singură frază, o să o citesc. La cele mai multe unități sanitare inspectate s-au constatat neconformități la normele de supraveghere și control al infecțiilor, precum și gestionarea activităților de curățenie, dezinfecție și sterilizare. Deci la cele mai multe unități din cele 365 de spitale controlate. Ori în clipa aceasta, ministrul avea o problemă, un cartof foarte fierbinte în mână, care presupunea să ia niște decizii pe loc, nu să promoveze o strategie care se va pune în aplicare după ce se termină mandatul domniei sale. Cam ce ar fi trebuit păi, să... De exemplu, a aprobat 30 de milioane pentru activități de instruire a personalului. Milioane de ce? Milioane de lei. Deci o sumă importantă pentru instruirea personalului, când de fapt ar trebui să fie aprobat o sumă pentru ca în clipa în care un manager are o infecție, să o declare, să se ducă la minister, să spună am o problemă, să închidă secția și din banii de rezervă pe care ministrul ar fi trebuit să-i pună deoparte, să-i plătească salariile. De ce? Pentru că dacă închizi o secție, nu din vina personalului, oamenii ăia nu mai au de unde să-și ia salarii. Ori e o problemă de sănătate publică. Nu este o noutate. I-a fost propusă această alternativă. Văd că nici acum n-a vrut să o ia în considerare, blocând, de fapt, posibilitatea managerului de a interveni. De asemenea, are ordin de ministru. Trebuie să scoată această porcărie, că nu pot să-i spun altfel, de a obliga managerii să se sinucidă profesional în momentul în care apare o infecție de spital, scosând acest indicator din lege și stimulându-i tocmai ca să raporteze. Trebuie să scoată sau să modifice legea privind malpraxisul, în care se spune că spitalul este răspunzător pentru infecțiile contractate de pacienți doar în condițiile în care nu sunt respectate toate normele. Trebuie să pună toate infecțiile, să oblige spitalele, să pună toate infecțiile intraspitalice și pe site. Americanii au scăzut de la 10-12% infecții intraspitalice la sub 5, numai prin această măsură, în clipa în care au publicat pe site, oamenii nu au mai vrut să mai meargă la spital. Nici eu nu vreau să mă duc la un spital să mă operez de apendicită când știu că spitalul e plin de infecții. Deci sunt toate măsuri care se pot face mâine. Deci mâine ministrul are puterea, dar și ordonanța de urgență și ordin și tot ce doriți dumneavoastră. Și dacă nu poate sau nu vrea, trebuie să-și dea demisia. Avem o problemă. Sau să stea cu demisia în mână la ușa primului ministru, să-i spună, domnule prim-ministru, sau mă sprijiniți, sau pleca acasă. Dar domnia sa se comportă ca un foarte bun prieten al directorilor de spital, apărându-i în felul acesta, ceea ce este extrem de toxic și pentru spitale și pentru pacienți. Domnule Coșa, putem vorbi de o crimă? Chiar vreau să intervin cu scuze de rigoare, n-am vrut să întrerup o demonstrație atât de profundă, care ne lămurește asupra unor lucruri care se pot extinde. O să vorbesc despre un lucru care mă deranjează de mult și acum văd că se regăsește și aici. Această mentalitate românească de a ascunde adevărul și de a te proclama ca fiind cel mai deștept popor din lume, cel mai ospitalier, cele mai bune sarmale, cele mai frumoase femei, ca să divagheze în lucruri care se petrec mereu. Suntem ca oricare alții, cu defecte, cu nerealizări, cu prostii sau cu deșteptăciuni. La fel și aici. Un lucru care nu se poate ascunde, infecție din spital există, nu pot fi eradicate niciodată, nu? Nu poate fi eradicată niciodată corupția, nu poate fi eradicată niciodată evaziunea. Ea poate fi redusă până la anumite trepte. Aceste criterii de performanță sunt astfel concepute acum în România, încât duc la impostură. O să vă dau un exemplu dintr-un domeniu care are și nu are legătură. La doctorate. Pentru susținerea unei teze de doctorat trebuie să publici articole sau studii în reviste care nu există în România,
care sunt foarte greu abordabile, în unele domenii nici nu există, sau te costă pentru că plătești ca să-ți publice ceea ce nu are nicio valoare, adică îți vinzi prostia. Toate lucrurile astea ca să ne arătăm că suntem cineva, că avem doctorate, că avem spitale curate, ceea ce nu e adevărat, și fără bacterii, că suntem primii la nu știu ce și la nu știu ce. Realitatea e cu totul alta. Dacă mentalitatea asta noastră ar coborâ de la nivel guvernamental, în primul rând, spre criterii de performanță reale, și nu duce în partea cealaltă, că există criterii de performanță care duc în partea cealaltă. Spre exemplu, unele consilii de administrație primesc bonusuri dacă au beneficii, dacă au profit. Ori profitul se face prin înghețarea investițiilor. Deci fel de fel de lucru care până la urmă arată că totul este îmbrăcat într-un fals. Este o chestiune care trebuie să fie până la urmă văzută de cineva și pusă în aplicare. Pentru că altfel, domnul doctor Paveliu spune foarte bine, actualul ministru este, sau apare a fi, un prieten cu directorii. Dar asta ce înseamnă până la urmă? Că s-a creat o categorie care se apără prin propria minciună. Ori asta merge în toată societatea românească, de la mic la mare. Ne mai mirăm că există lucruri aberante în societatea românească, faptul că raportăm niște cifre care nu sunt reale în practică. Domnul Oprea, știți ce șomaj este în România oficial? Păi tocmai am 6 făcut... și ceva. Da, am făcut real, o emisiune pe trece de 12, asta. Dacă nu, între 10,5 și 12. De ce trebuie să umblăm cu cifre pe care toată lumea știe că nu are încredere? Să decredibilizează instituția statului, puterea statului, funcțiile statului, totul cade într-un derizoriu și cetățeanul până la urmă ce face? Și asta e întrebarea care o pun invitaților noștri care sunt specialiști. Există vreun mijloc de a avea până la urmă încredere într-un spital? Că ajungi până la urmă într-un spital, terorizat de faptul că ai venit pentru apendicită și pleci într-o asemenea hal de boală încât nu mai scapi. Ce faci? Unde mergi? Mergi la clinicile private? Sunt mai bune? Nu, dar cine-și permite să meargă, permite că domnule, avem bani? Așa că nu-și permite toată lumea să... Nu. E o alternativă. Nu. Pentru anumite categorii okay. este o alternativă. Sau ne întoarcem la... Leacurile Băbești acasă, fierbem buruieni și altele și nu mai mergem pe la spitale. Pentru că până la urmă noi suntem într-o situație de regres. Noi regresăm prin propriile noastre greșeli. Eu vreau să vă spun așa, domnule Barbu, există un principiu în drept, tăcerea în drept înseamnă consimțământ. Ascunderea adevărului, nerostirea lui clară, cu voce tare, avem o problemă. În urma acestei probleme mor oameni. Dacă ar fi să încadrăm în codul penal acest lucru, cam unde am putea să ajungem? Este crimă, e adevărat. Dar crimă. Aici vă contrazic. Vă rog. Nu ascundem. Se știa. Nu. Se știe de atâția ani. Nu se știe. Se știe acum. S-a știut din totdeauna. Vorbindu-se pe la colțuri, domnule Barbu. Nu. Dimensiunea fenomenului nu știm nici acum. Nu știm, dar știm foarte bine pentru că avem de a face cu specialiști, inclusiv cu specialiști în sănătate publică, la nivelul Ministerului Sănătății, la nivelul Institutului Național de Sănătate Publică, deci la nivelul secțiilor de spital, avem directori medicali, avem atâția specialiști. Am o grămadă deci, de știut s-a știut. Vă dau un exemplu. Spitalul Râmnicu Vâlcea, în urmă cu circa 3 ani. Am fost acolo, am avut în mână 110, rețineți cifra deodată, de pacienți care au fost internați în spital și pe foile lor, foaia generală de observații, scria infecție nozocomială. Am văzut antibiogramele. Cu mici excepții se asemănau. Erau diferențe la pacienții care au fost în chirurgie generală și pacienții care au fost în chirurgie vasculară. Dar toți aveau infecții nozocomiale, deci era foarte clar. Acele rapoarte, acele sesizări le-am dus, da, cu acordul pacienților, la direcțiile de sănătate publică, la Direcția de Sănătate Publică Vâlcea. După 2 săptămâni ne-a venit răspunsul că nu se confirmă infecțiile nozocomiale, pentru că... Asta e demonstrația. Vezi, doamne, au făcut probele. Deci se ascunde. Am sesizat parchetul. Da, de pe lângă judecătoria Vâlcea cu această privință. În 3 săptămâni, foarte rapid și ciudat de rapid, de la parchet ne-a venit neînceperea urmăririi penale.
Pentru că s-au luat după probele de la Direcția de Sănătate Publică, adică aceeași mărie, cu aceeași pălărie. Păi haideți să vă spun apropo, da? De deci, ancheta de care iată cauzele vorbeam. Și se știau, doamnă. Deci toată lumea, pe tot parcursul, repet, noi de atâția ani de zile spunem, de peste 8 ani de zile spunem acest lucru, avem pacienți decedați. Concluzia Nimeni este foarte gravă. Concluzia este foarte gravă, înseamnă că cei care ne conduc lucrează împotriva noastră. Este o acțiune antipopulație, nu antipopulară, antipopulație. Dacă știau și nu au luat măsuri. Nu? Apropo, dacă ascund lucrul ăsta... Dar mers și la parchet, domnule profesor. Păi, nici măcar parchetul și mai grav, nu face mai toate grav. Demersurile să apeleze la expertiză, da? Care da. Să nu fie în conflict de interes. Lucrul cel mai grav după mine, știți care este? Că nu exista laboratorul care să testeze. Aoleu, aici vreau să zic. La ghioșide? Da. Nu, domnule profesor. Așa e. Eu ancheta... am obligația să fiu cât se poate de corect, altfel nu să mai credă nimeni în ceea ce spun. Deci noi funcționăm după un regulament al Uniunii Europene, care este lege și pentru România, la fel ca pentru toată lumea, pentru cei care nu știu. Regulamentele sunt legi aplicabile inclusiv în România, care nu prevăd testarea de laborator, ci prevăd doar o comparație a specificației produsului, în care spune că atâta concentrația este și nimeni n-a luat în calcul că poate să existe vreunul în România care să se gândească să-și facă bani de șpagă sau poate de profit diluând substanțele pe care și el le aduce din străinătate. Nu, dar aici eu mă mir, odată ce în România se pune apă în vin, se pune apă în alcool, se truchează totul, de ce să nu ne gândim că și aici există un fals? Imediat, domnule Barbu, o clipă, vă rog. Spuneți mai devreme, de știut s-a știut. Haideți să vă spun. În 2012-2013, firma, societatea farmaceutică, în cauza anchetei celor de la Gazeta Sporturilor, a avut 176 de contracte în 2012-2013. 176 de contracte cu diverse spitale. E unic producător în România? Nu este unicul producător. Dar am monopolizat și o să vă spun exact. Cum. Vreți să mă credeți că de atunci exista această problemă, iar Direcția de Sănătate, potrivit celor de la Gazeta Sporturilor, susține că nu a putut fi găsită societatea respectivă? Bun, asta este problema. Deci pe de o parte. Problema nu că nu avem laborator. Mă scuzați un pic, că este foarte important. Firma, societatea farmaceutică, acredita produsul respectiv la un laborator, iar societatea respectivă, farmaceutică și laboratorul, au același administrator. Despre ce vorbim? Deci, dacă îmi permiteți acum, problema este că, într-adevăr, când ministrul s-a apucat să facă o strategie pe care a dat-o publicității acum 3 zile sau 2 zile, se presupune că s-a documentat înainte. Documentarea presupune că a apelat în primul rând la unitățile Ministerului Sănătății, respectiv la DSP-uri. Deci acolo ar fi putut, sau sunt convins că a aflat, că a existat cândva, măcar o singură dată, o problemă cu producătorul de biocide respective pe care avea obligația să o investigheze. Această obligație se putea pune în practică, inclusiv trimițând substanțe despre analiză în străinătate. Deci nu e o problemă că nu avem un laborator. În urmă cu 2 ani am mai avut problemă cu un biocid. Asistentele medicale din spitale au semnalat la noi că aveau alergii. Utilizând acele săpunuri, acei dezinfectanți la dezinfectarea mâinilor, aveau numai, și vă dați seama, o piele alterată la o asistentă medicală sau la infirmieră înseamnă poartă de intrare altor bacterii. Deci, în primul rând, protecția personalului lăsat de dorit. Deci, au mai fost acea firmă, deci nu aceeași firmă de acum, altă firmă, pur și simplu s-au reziliat contractele și au fost retrase produsele de pe piață imediat, dar a trebuit să luptăm circa 3 luni de zile. Da? Pentru că făceau presiune și nimeni nu avea curajul, pentru că, vezi, doamne, erau niște contracte la mijloc. Acum, în situația actuală, din păcate, luni a ieșit acest articol. Trebuie să recunosc că noi știam de săptămâna trecută, pentru că am avut discuție cu domnul Tolontan și cu echipa dumnealui și noi am oferit anumite informații pentru documentare. Am spus la prima oră, pe un post de televiziune,
Urgent trebuie să interveniți pentru că la această oră se pregătește intrarea în sălile de intervenție chirurgicală. La această oră se pregătesc endoscopii, colonoscopii și bronhoscopii. Atenție mare, acum în anumite cabinete dentare se sterilizează frezele care vor fi utilizate în... Deci am spus toate chestiunile astea și am făcut apel către Ministerul Sănătății, Direcțiile de Sănătate Publică, urgent mergeți și găsiți și ce s-a soluții. Întâmplat? Nimic, abia de miercuri, de ieri, a început să se ia probe. De asemenea, am făcut apel, mergeți și luați probe, pentru că există riscul ca substanțele utilizate până acum să dispară sau să se aducă loturi după care să fie folosite ca referință ca bune. Deci am cerut acest lucru, nu s-a luat acest. Direcțiile de Sănătate Publică, ne-am interesat în câteva dintre Direcțiile de Sănătate Publică din județe, nu s-a făcut absolut nimic. Am revenit, doamnelor și domnilor, este foarte trist ceea ce se întâmplă și este și mai trist ceea ce, ce aflăm și în pauze publicitare și în discuțiile pe care le avem în direct. Este nu trist, e deja nimic. Este îngrijorător, este oripilant, este cum vreți dumneavoastră mai rău. Și îmi spunea domnul Paveliu, îmi punea o întrebare retorică. De ce credeți că având același procentaj de infecții nosocomiale, atât în spitalele din Franța, cât și în spitalele din România, de ce pacienții nu mor în spitalele din Franța în urma contractării acestor infecții, iar în România mor? Da, și răspunsul pe care vi l-am dat în pauză și vi-l dau și acum este că din motive administrative, toți fiind obligați să nu le declare, atât managerul, da, și șeful de secție care are aceleași constrângeri, cât și medicul de salon, nu le pot trata. Pur și simplu nu le pot trata. Nu, nu vor să le trateze, nu, care recunoaște. Nu, vă înșelați, vor să le trateze, dar nu pot să le declare. Și dacă nu le pot declara, pentru a le trata au nevoie de antibiotice care sunt specifice pentru infecții, ceea ce de fapt ar demonstra că există infecția. Pe de altă parte, au niște costuri atât de mari pe care nu le pot suporta din veniturile normale ale spitalului. Așa, atunci... Deci, n-au de ales. Și atunci, asta este. Pacienții, nefiind în totalitate tratați, bineînțeles că șansele lor de supraviețuire scad. Ministerul Sănătății ar trebui să aibă un fond de rezervă dedicat pentru astfel de infecții, pentru că spitalul nu are forța economică de a-și trata astfel de infecții dacă ele nu sunt declarate și dacă nu au sursă de finanțare. Pot să completez eu cu încă ceva? Mai avem o altă problemă. Avem problema dotării laboratoarelor de microbiologie ale spitalelor. Antibiogramele sunt făcute pe kituri foarte puține de antibiotice și care de multe ori nu acoperă infecția nosocomială din spital, care e deja cunoscută, pentru că iată, noi luăm anumite probe și le ducem la laboratoare de încredere și de referință și acolo fac pe 24, chiar pe mai multe kituri, pe mai multe variante de antibiotice, astfel încât antibiograma reflectă cât de cât realitatea în ce privește rezistența, sensibilitatea sau neutralitatea antibioticului la bacteria respectivă. Medicul aplică tratamentul țintit. Pe kituri ieftine, nu poți să afli la cei sensibili germeni. Exact, asta tocmai asta este. Și atunci antibioticul, deși chiar dacă spitalul are, nu îl poate aplica pentru că nu are antibiograma care să indice corect care este, de fapt, rezistența sau sensibilitatea, de fapt, la bacteriile, la domnule tratament. Coșa, într-o țară cu oameni cu bun simț și într-o țară civilizată, apărând o astfel de problemă, ce ar fi fost normal să se întâmple? România are o problemă de mult timp. Și anume, toate guvernele care au fost din 1990 până în prezent au avut o listă foarte scurtă de priorități. Unele n-au avut chiar deloc. Noi nu avem nici acum, suntem singura țară din Europa care nu are o strategie de dezvoltare. Unii zic plan. Dar mă rog, plan se pare că e un cuvânt desuet acum. Dar strategie, adică o listă în care îți pui cu banii pe care i-ai ce faci mai întâi. Pentru că nu poți să ai bani ca să faci tot. Dar problema este că se cunoaște acest lucru. Stați puțin ca să mergem până la capăt.
Deci, problema asta este atât de gravă încât ar trebui să fie prima pe listă. Eu, de vreo câteva luni de zile, de când am aflat anumite lucruri în legătură cu starea sănătății, am propus președinției CSAT-ului ca pe strategia de siguranță națională a României să fie schimbată puțin ordinea, să fie sănătatea pusă, pentru că starea de sănătate a populației e un factor de siguranță națională. E foarte greu ca să ascunzi faptul că n-ai autostrăzi, pentru că nu le vezi, nu? Dar e mult mai ușor ca să ascunzi faptul că îți mor oamenii în spitale, pentru că nu aloci banii care trebuie. Pentru că, până la urmă, din câte înțeleg eu, de la invitații noștri din seara asta, și le mulțumesc pentru informațiile pe care n-aveam de unde să le știu altfel, problema, până la urmă, este de finanțare. Pentru că dacă vrei ca să reduci cheltuielile la sănătate, în așa fel încât să nu dai nici lefuri la medici cât trebuie ca să le dai, să ai și echipamente, să ai și medicamente, trebuie ca să recunoști că ai nevoie de ele. Ori dacă nu recunoști că ai nevoie, dacă spui că n-ai infecții sau că nu, oricum nu sunt foarte importante, bugetul este acceptat ca fiind normal. Deci problema care se pune este, din punctul meu de vedere, foarte, foarte, foarte gravă și foarte specială, e globală pentru România. Noi nu avem o mentalitate de guvernare corectă în epoca în care trăim. Nu vorbesc de guvernul actual. Eu, mă rog, dacă zice de guvernul actual, atunci eu totuși trebuie ca să spun că mă mir că actualul ministru al sănătății, care a fost director unui centru de cercetare, nu? Sau de Institutul Oncologic, e foarte declară mare, public foarte bun. Că este mirat că nu există una, că nu există alta, că nu știa de una, că nu știa de alta. Dar asta e altceva. Deci, toate aceste guverne au avut cu totul și cu totul alte preocupări. Unele, prima și cea mai importantă preocupare a fost sifonarea, să zice, eu zic, diminuarea bugetului statului prin acțiuni de clientelism politic, care poate să fie retrocedările, privatizările, tot ceea ce înseamnă furt din avutul statului cu acte în regulă. România este un stat care din 1990 încearcă și reușește să dea legi în favoarea unor grupuri sau unor interese. Nu în favoarea cetățeanului, pentru că dacă ar fi în favoarea cetățeanului, medicina, adică medicina sănătate, ar fi pe primul plan, eventual învățământul pe al doilea plan. De ce? Nu pentru că suntem mai bolnavi decât alții, dar pentru că avem niște probleme care se rezolvă din ce în ce mai greu. Pe părerea mea, reformularea ideii de sănătate publică în România este de nu știu câți ani. Când domnul Paveliu era în Parlament, era preocupat mai de lucrurile astea, fel de fel de propuneri, fel de documente care le avea cu reformarea sistemului. Nu a fost luat în seamă, pentru că acum realizez ce interese majore sunt în spate. Interese care nu sunt de natura, știu eu, a protejării sau a favorizării unei categorii sau unui sistem. Nu, pur și simplu materiale, bani. Până la urmă. Pentru că am ajuns la bani, trebuie să-i anunțăm pe telespectatorii noștri că această anchetă a ajuns în atenția organelor de cercetare penală, organelor de anchetă, procurorilor. Ce sperați să se întâmple? Pentru că până acum nu ni s-a comunicat nimic, deși în opinia unor ar fi trebuit să se întâmple niște lucruri, domnule Paveliu. Să vă spun ceva. Noi am început să auzim de la procurori că lucrurile merg greu pentru că sunt multe dosare, că la DNA sunt 7000 de dosare și stau și ele în ordine. Nu sunt de acord. De exemplu, asemenea situație care are impact direct asupra mii sau sute de mii de pacienți, ar trebui să aibă prioritate exact cum are și un act terorist. Da? Când a fost un act terorist în Belgia, procurorul general a venit și a informat populația în fiecare zi, făcea câte o conferință de presă. Așa ar trebui să se întâmple și aici. Domnule, 1000 de oameni zilnic așa, se îmbolnăvesc de infecție. Când îți apar niște acuze atât de grave, generate de o investigație jurnalistică, dar până la urmă și președinții americani au picat în urma unei investigații jurnalistice, când ai asemenea niște acuzații, ai obligația să intervii foarte rapid și foarte tranșant, transparent. De ce? Pentru că populația este îngrijorată. Eu, dacă ar fi să mă duc astăzi să mă internez în spital, m-aș întreba în ce fel de spital intru. Mai ești viu sau ești mort de acolo? Adică sunt niște probleme la care
autoritățile trebuie să dea foarte repede răspuns. După părerea mea, partea pozitivă este că parchetul general s-a autosesizat. Partea negativă este că n-ar fi trebuit să se autosesizeze, ci ar fi trebuit să fie sesizat de către Ministerul Sănătății, așa ar fi fost normal, dar s-a autosesizat. Partea proastă, de asemenea, este că, deși au trecut 2-3 zile, încă n-au dat niciun comunicat, deși ar fi trebuit să vină să spună. Am pus sechestru pe biocidele din X spitale. Am chemat la anchetă pe persoana care și-a dat demisia de la firma cutare. L-am chemat pe directorul respectiv să vedem. Poate că omul își dă seama. I-am chemat pe cei de la DSP, așa, care cunoșteau problema de ani am de zile. Am chemat ministerul să-mi spună de ce n-a dat cuz la sesizarea de acum 2 ani de zile. Când nu-mi lucrurile astea ar fi trebuit să se întâmple. Sigur că au și alte priorități. Dacă mă întrebați, părerea mea e că o să se îngroape. Asta e problema. Care sunt prioritățile? DNA-ului sau parchetul general? Nu, nu, nu e parchetul general. Să vă spun ceva. Probabil că cursul normal ar fi să înceapă ancheta parchetul general, că este de interes național, de aia și-au și asumat-o, exact. Că altfel n-ar fi fost de competența lor. Și foarte probabil că într-un timp scurt ar putea să demonstreze că diluarea asta se face în scop oneros, ca să scoți bani de șpagă, pe care dacă afli cu ei dai, porma ar putea să-i mute la DNA. Dar, deocamdată, parchetul general are o responsabilitate. Deci, recităm, dumneavoastră spuneți cu îngroapă. Și eu sunt de aceeași părere. De ce? De peste 8 ani avem o experiență tristă. Avem o experiență tristă și domnul Paveliu știe activitatea noastră. Avem foarte multe sesizări privind suspiciunea de malpraxis din partea pacienților, nu numai pe infecții nosocomiale, și pe alte cazuri. Trebuie să vă spun că la ora actuală sunt câteva mii de dosare la parchet și la poliție care zac. Până în prezent s-au dat nupuri în ultimii ani la zeci de mii de cazuri de suspiciune de malpraxis, parchetul a dat NUP, în condițiile în care nu s-a făcut cercetarea, s-au folosit doar cercetări, documente, probe elaborate doar de Colegiul Medicilor, care se află și în conflict de interese, de altfel, în astfel de situații. Mai mult, nu are competența să analizeze din punct de vedere medico-legal cazul de malpraxis și, iată, avem o mare problemă. Deci, până în prezent, parchetul foarte puține cazuri de malpraxis le-au trimis în instanțe și le-au analizat până la capăt. Deci avem o mare problemă, de aceea nu am încredere. Dreptul sănătății la ora actuală nu este corect abordat de sistemul de justiție din România. Cu scuzele de rigoare pentru 20 de secunde. Am făcut o plângere la parchet acum 2 ani și jumătate privind Cantacuzinou, la care DNA-ul a dat NUP, a dat începerea urmăririi penale, am făcut contestație, judecătorul a acceptat contestația și a venit răspunsul procurorului ierarhic superior. Știți ce a scris procurorul în hârtie după 2 ani de zile? A zis, procurorul de caz nu a citit dosarul. Da. Și nu utilizează probele corect. Deci, a respins Cantacuzinou cu vaccinul, cu așa. A dat NUP și procurorul șef ierarhic i-a spus din rechizitoriu reiese că n-a citit. Sau se întâmplă ca parchetul să trimită la poliție, acolo dosarul de multe ori este analizat, cercetat penal din punct de un inspector de poliție, nici măcar de un ofițer pregătit, și acela nici nu știe cum să abordeze, dacă vreți, cazul, nu știe să apeleze de multe ori nici măcar la o expertiză medico-legală. Am înțeles. Nu respectă nici măcar procedura, dacă vreți, de analizare corectă și de cercetare corectă a cazului. Cele mai multe se opresc la poliție. Domnule Coșa, deci doi au spus, se îngroapă cazul. Da, și eu cred la fel. La fel. Și am să fac o referire la ce s-a întâmplat astăzi. Nu? A fost o crimă. Da. O crimă care nu trebuia să aibă loc, pentru că persoana în cauză, victima, anunțase de câteva ori poliția că este în pericol și nu s-a luat nicio măsură. Deci omul de rând nu contează. Pacientul din spital nu contează. Nu contează. El poate ca să moară. Nu, el este plătitor de taxe, domnule. Taxele în România sunt plătite, dar nu se știe exact cum sunt folosite. Pentru că atâtea taxe câte plătim noi, ar trebui să avem în spitale cele mai bune medicamente. Cele mai bune substanțe. Bun. Ca să revenim la subiectul nostru, trebuie să vă mai spun că această societate farmaceutică a încheiat în ultimii 9 ani 796 de contracte cu spitale, unități militare și penitenciare. Printre altele, potrivit domnului Tonlontan și echipei pe care a condus-o în această anchetă,
a sponsorizat cu 1000 de euro un congres, dacă putem spune, a Asociației de Microbiologie și Epidemiologie. Mai mult, există voci că sunt societăți farmaceutice, nu mă refer doar la aceasta, care au tot interesul să numească manageri de spital. Domnule Paveliu. În primul rând că numărul de contracte este nerelevant. Foarte bine, dacă e o firmă bună, să aibă și mai multe contracte de atât. Chiar nu e o problemă. Vinde soluții potrivit, doamne... Chirurgul și managerul n-a știut când se spală pe mâini, că el se spală cu apă chioară. Vreau să zic altceva. Da. Vinde soluții mai scumpe produse în România decât cele luate din Franța și Germania. Așa, sunt multe produse românești care sunt mai scumpe decât cele din străinătate. Nu am nici informația, nici dovada pentru așa ceva, plus că unor pot să compar pe achiziții, pe SEAP, e complicat. Nu, 5 nu, milioane nu. Cifre de afaceri în 2015. Așa, da, deci nu contează că e un producător român care are multe contracte dacă este foarte bun. A, într-adevăr, m-aș aștepta dacă se demonstrează că este un fraudulos și că ne-a mințit pe toți și că ne-a expus la risc pe toți, ar trebui ca pedepsele să fie exemplare, ca nimeni să nu mai facă așa ceva. Dar în rest că e un român care vinde pentru spitale, e foarte bine. Foarte bine, dar să nu-și bate joc de oameni. Dacă să nu-i omoare. Să nu ne luăm de o sponsorizare de 1000 de euro. Până la urmă, adică e o glumă mică față de sumele de sponsorizare. Eu sunt de acord, dar chiar la o asociație de microbiologie? Păi au cerut și la cu cine lucrează, nu? Asta este problema. Dar este o societate profesională, nu are dacă responsabilități publice. Iar societățile profesionale de multe ori chiar au nevoie de fonduri pentru dezvoltarea unor proiecte. E păcat să discutăm despre subiectul ăsta, e prea mic comparativ cu enormitatea și monstruozitatea subiectului. Societatea nu decide, nu ia decizii. Da. Societatea cercetează pentru doar și face educație medicală pentru proprii specialiști. Deci nu cred că asta este problema. Iar cea mai mare problemă, v-am spus, este responsabilitatea autorităților, cunoscând că există acest risc, se știe, vă asigur că se cunoaște foarte bine de la medicul din spital și epidemiologul din spital, epidemiologul de la Direcția de Sănătate Publică, ei știu, dumneavoastră presa ați mai relatat astfel de cazuri. Au fost tratate cu indiferență. Bun. Niciun astfel de om care este reprezentant al autorității, fie locale, fie centrale, fie, să spunem, pe unitatea medicală respectivă, este, dacă vreți, a luat ca o cutumă această problemă. Se întâmplă, asta este. Nimeni nu a răspuns până acum. Din pixul lor și din decizia lor, de fiecare dată mor oameni. Ei nu au pe conștiință acești oameni care mor de multe ori din lipsa de decizia lor sau decizie. Nimeni în România nu este tras niciodată la răspundere pentru actul managerial. Asta este valabil indiferent de domeniu. Nu vorbim de sănătate. Doi la mână, cred că trebuie transparență totală mai mare. Iarăși îmi vine în minte, îmi pare rău pentru domnul Achimaș, dar când pe scări l-au întrebat, domnule, de ce nu ne spui ce s-a întâmplat cu Escherichia coli, a zis să se pronunțe întâi cei doi specialiști din Suedia sau nu știu de unde era. Cum n-am auzit eu, n-ați auzit nici dumneavoastră, nici nimeni. Adică, brusc s-a închis subiectul, nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu copiii aia, să te tem, să nu te tem. Deci am nevoie de transparență și de cinste din partea autorităților. Dacă suntem informați, putem să acceptăm și tragedii. Putem dar să le acceptăm, să le dar să știm să ne asumăm. Referitor, mă scuzați. Nu mai avem timp, domnule Barbu. Domnule Coșa, concluzia dumneavoastră, vă rog. Foarte pe scurt, am asistat la radiografia unui crime la nivel național, în ce am discutat în seara asta. Sperăm că cei care au capacitatea să intervină să găsească și criminalul, pentru că nu putem continua așa. Nu putem să avem această frică de un lucru esențial, și anume lipsa de grijă față de cetățeanul de rând, acolo unde ne așteptăm cel mai mult să aibă grijă. Adică acolo unde, conform jurământului, medicul ar trebui să aibă grijă. Că el e vinovat sau nu, asta e altceva. Vina o poartă însă sistemul care în România omoară oameni fără nici o vină. Putem să înscriem sau să le înscriem gesturile lor, ascunderea adevărului, la crimă, domnule Coșa?
Eu cred că da, pentru că nu e vorba aici despre o ascundere, este un sistem care acționează așa, este un mecanism care s-a creat, adică este un lucru foarte greu de demontat și ar trebui cineva să intervină cât mai repede. Cunoscut, deci completez la ce spunea domnul profesor, cunoscut și asumat de fapt. Nu trebuie să punem această anatemă și această etichetă de criminal pe medici și nu pe medici, Doamne ferește, nu. Să nu fie vreo confuzie. Păi și ei sunt victime, să nu uităm, infecțiile nosocomiale afectează și personalul medical. Deci, nu, am înțeles. Scoatem din discuție deci, medicii fără dar și poate, sunt oameni minunați. În schimb, ar trebui societatea să devină din ce în ce mai reactivă. Vă dau, uite, am un reprezentant. Am înțeles, imediat. Un reprezentant al societății civile în domeniul medical. În România sunt câteva sute, în Anglia sunt 15.000 de asociații de protecție a drepturilor pacienților. Mulțumesc. Și acolo doamnelor și domnilor, diferență. Aceasta a fost emisiunea Miezul Problemei din această seară. Trageți dumneavoastră concluziile și considerați că trebuie să faceți ceva ce ține de fiecare dintre noi și de dumneavoastră. Nu uitați, urmăriți știrile Național TV. O seară bună vă doresc. La revedere!